găsit, dragi giurgiuveni! Bun găsit, Giurgiu! Bun găsit, giurgiuveni de pretutinde, dragi și dragii noștri prieteni! Iată, dragii mei giurgiuveni, după emisiunea de aseară pe care am avut-o cu Vișinel Bălan, deja am ajuns la 1000 și ceva de vizualizări. Vă mulțumim mult de tot pentru faptul că, iată, sunteți aproape de noi. Nu mai vorbim de emisiunea de altă seară, care, iată, se apropie de 3000. Vă mulțumim mult de tot, asta dă dovadă că aveți încredere în noi. După cum am făcut anunț pe rețelele de socializare, am deosebită plăcere la emisiunea Oameni de Colecție, o emisiune în care nu oricine poate ajunge. A fi om de colecție este greu, dragii mei prieteni. Am plăcerea să am aproape de mine pe distinsul domn Alexandru Vladu, fost viceprimar al municipiului Giurgiu, actual consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Giurgiu și vicepreședinte al de filiala Giurgiu. Vă mulțumesc mult, domnule viceprimar Alexandru Vladu, pentru faptul că ați acceptat invitația mea la emisiunea Oameni de Colecție de la TV Sud Românesc. Cu mult drag, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este de partea mea. Exact cum am spus și aseară în emisiune, domnule vice, ați fost un viceprimar în mandatul trecut foarte vocal. Din punctul meu de vedere, eu ca giurgiuvean mi-a făcut mare plăcere să am un așa viceprimar aproape de giurgiuveni, comparativ cu actualul viceprimar al municipiului Giurgiu. Este discuția mea, eu mi-asum ceea ce spun, nu au fost foarte... foarte puțin vizibil domnul Dragomir și domnul Cioacă. Trebuie să spunem acest lucru. Din punctul meu de vedere, au fost un simplu decor în cadrul primăriei Giurgiu. Domnule vice, Vladu, vă rog mult de tot să ne spuneți care a fost motorul dumneavoastră în viață, după care v-ați ghidat. Fiind ai oameni de colecție, sunt convins că și tinerii noștri telespectatori și mai maturi avem de învățat. Vă rog frumos. Păi, în general, mi-a plăcut foarte mult științele exacte, plecând de aici. Consider și cred că este corect să fii omul faptelor mai mult decât omul vorbelor. Deci asta este motoul meu, fac mai mult decât vorbesc. Ceea ce s-a văzut și atunci când am fost viceprimar, ceea ce am făcut tot timpul, și în viața privată și în viața socială. Da, da, este o caracteristică ce vă avantajează în condițiile în care, iată, cel puțin vorbim la noi în oraș, se vorbește mai mult decât să se facă din punctul meu de vedere. Iată că actuala conducere a primăriei Giurgiu nu a satisfăcut din punct de vedere al administrației locuitorii municipiului Giurgiu. Este o discuție pe care probabil o vom duce în altă emisiune, nu acum la această frumoasă emisiune. Sunt convins că veți fi aproape de noi și în următoarele emisiuni la Giurgiu Înainte, acolo unde vom scoate în evidență toate derapajele municipalității. Și nu numai. Iată că sunt aproape de noi mulți giurgiuveni, Dragoș George, Mariana Mărculescu, Cristiana, Puiu Aurelia, Florin Mehmet, foarte mulți giurgiuveni, ne mulțumim mult de tot, Mirel Voina, iată și el este aproape de noi, mulțumim, îi așteptăm și cu mesaje, vă rog frumos, dragii noștri giurgiuveni, care doriți, puteți să adresați mesaje de bun simț, decente, exact așa cum este nouă bine giurgiuvenilor și vă promitem că vom discuta absolut orice mesaj pe care dumneavoastră îl trimiteți. Vă rog frumos, domnule vice, să ne spuneți câte ceva despre copilăria dumneavoastră până la în prag adolescenței, până la 18 ani. Vă rog frumos! Da, înainte de a începe să vă spun de copilărie, vreau să vă zic că îmi place Giurgiu Înainte și că asta ar fi un al doilea moto al meu în viață, că viața este ca și mersul pe bicicletă, trebuie să mergi mereu înainte. Nu o să mergeți niciodată cu o bicicletă cu spatele și mergeți înainte. Asta am considerat-o că trebuie să faci în viață. Să mergi înainte, să faci lucruri bune, să rămână ceva după tine, pentru că noi, în lumea asta, suntem plecători, suntem niște umbre, care astăzi, suntem, mâine, nu mai suntem, dar după noi rămân faptele noastre și ceea ce construim. Lucruri care vor dăinui și va face ca ceilalți să mai vorbească o perioadă, nu știu cât, despre tine, pentru că ai făcut ceva. Da, exact cum spunea Nicolae Iorga,
la ceasul din urmă al vieții tale să nu privești la lumina, la întunericul dinainte, să privești la lumina ce lași în urmă. Exact ce spuneați dumneavoastră, să reprezinți ceva pe această lume, să vorbească lumea cu drag și cu amintire veșnică despre fapte. Vă rog frumos! Este... Să vorbim de copilărie, sunt născut la țară, părinții mei țăran, maica mea a lucrat la CAP, tatăl meu a lucrat în construcții, deci am avut o copilărie destul de grea din punctul meu de vedere, deși am fost singur la părinții, nu am avut condiții deosebite în niciun caz. Nu se poate compara viața mea și condițiile în care eu am petrecut copilăria cu ceea ce se întâmplă astăzi. Până în clasa 8 am făcut școala generală în comună. Am fost, eu să zic, de un elev de mediu spre vârf, deci în prima parte a clasei. Sunt, din punctul ăsta de vedere, născut în 1958, sunt ultima promoție care a dat examen la liceu și a terminat liceul cu 13 clase. Înainte, mi-aduc aminte foarte bine că faptul că luai la liceu era deja un lucru extraordinar, un lucru foarte mare. Puțin oameni luau la liceu, nu mai discutăm de facultate. Numai faptul că ai luat la liceu, deja lumea se vorbea în sat acolo, intrai în gura lui și spunea băiatul cu tăriță, a luat la liceu, ce băiat bun este că a luat la liceu. Vedeți că au fost alte vremuri și învățământul era altfel, se punea bază pe învățământ, erau concursuri de admitere la liceu și la nu mai vorbim de facultate. Îmi aduc aminte de copilărie că începând în clasa a 5-a toate vacanțele mele am muncit. La început cu ziua, cum mergeam la vremea respectivă la IASE-ul din comună, primeam 10 lei pe zi și erau bani și mă bucuram pentru ei. Când am fost mai mare, în clasa a 8-a și apoi toată perioada de liceu, am mers la un vecin și făceam porți și garduri din beton. Un lucru foarte bun care mie va folosi foarte mult pe viitor. Mi-a adus foarte multă și satisfacție, pentru că în vremea aia primeam 100 de lei pe zi, dar era și muncă și lucram inclusiv sâmbătă și duminică. Deci luam undeva la 3000 de lei pe lună, ceea ce însemna un salariu mai mare decât taică meu, da? Tatăl meu. Banii aia îmi foloseau pentru că îi strângeam și apoi aveam bani să merg la școală și să-mi iau cele necesare pentru școală, pentru că nu prea aveam bani. Taică meu avea un salariu în jur de 2500 de lei și maică mea la CAP, cine știe și a lucrat la CAP, lua cam 2 lei pe zi. Deci o copilărie destul de grea și... Da. Și cu folos, zic eu, și pentru că v-am pregătit pentru viitor, da. Trebuie să recunoaștem. De la partea asta de copilărie, am trecut partea de adolescență, am dat examen și am luat la Liceul Industrial Rumentu Alexandria. Sunt prima promoție a Liceului Industrial Rumentu. Am terminat în 1978 liceul, iar perioada de liceu mi-a adus multe satisfacții, în afară de primul an, care a fost trecerea de la sat, de la comună, la oraș, și care a fost așa un impact și emoțional pentru mine. Din anul 2 de liceu și până la terminarea celor 5 ani de liceu, am fost șeful clasei și asta m-a ambiționat foarte mult și mi-a deschis practicarea și pentru viață, pentru că de acolo, de la liceu, am pus bazele învățământului și pregătirii mele pentru facultate viață, și pentru viață în general. Și pentru, da? Viață. Pentru că, iată, deși munceați pentru a vă pregăti viitorul, erați și șeful clasei, deci nu este la îndemâna oricui. Da, acum mi-aduc aminte de vecinul meu, Dumnezeu să-l ierte, că nu mai este la cel la care lucram eu. De fiecare dată, când veneau oamenii să ridice de la el gardurile de beton, se folea cu mine, zice, uite, am aici un student
care lucrează la mine, mm-hmm. sau am un băiat la liceu care lucrează la mine. Da. Am avut perioade bune, așa, de, la vremea respectivă, încă o dată spun, înainte de Revoluție, timpul era altfel decât acum. Da. Dar trebuia să facem ceea ce trebuie ca să putem să trăim și să ne dezvoltăm. Da, iată școala dinainte de Revoluție, ce oameni au scos pentru societatea românească. Nu vreau să vorbesc ceva urât de cineva, însă ce se întâmplă după Revoluție cu școala românească nu este tocmai în regulă. Haideți să vă spun de comuna Peretu, care este comuna mea natală. Înainte luau în jur de 15 oameni din Peretu, băieți și fete, care luau la liceu, iar la facultate luau unul, maxim doi. În generația mea, care a fost o generație de excepție, am luat 14-15 la facultate, ceea ce a însemnat foarte mult și la vremea respectivă chiar a fost o mare știre în Peretu, pentru că a fost o generație foarte bună. Acum trebuie să recunosc că în anul în care eu am terminat liceu, am terminat două generații, și cei care au terminat cu 5 ani de liceu și cei care au terminat cu 4 ani de liceu, cei care au venit și au dat treabă. Oricum a fost realizare pentru copiii din comună. Sigur. Clar. Două generații în același an și am luat 14-15 la facultate. A fost un extraordinar. Da. Înainte de vă adresa, să spuneți ceva? Da. Bun, înainte de a vă adresa următoarea întrebare, iată, domnul Dragoș George, o zi minunată vă doresc, atât ție, Remus, prietenul meu, cât și domnul Alexandru Vladu, un om deosebit. Eu sunt co-moderator la grupul Informația de Giurgiu. Mulțumim mult, Dragoș. Mulțumesc mult. Da, pentru mesaj. Iată, Iulia Drăguța, Adriana Comorașu, Radu Caravan, Violeta, Mihaela Neacșu, Stâncună Georgiana. Iată câți giurgiuveni sunt aproape de noi. Iată, domnul Florescu Toma, salutări respectoase dumneavoastră. Respect domnului Alexandru Vladu, un viceprimar adevărat. Vă mulțumim, domnule Toma Florescu. Mulțumim, vă salutăm, domnul Florescu, toată stima. Da, domnul Ionuț Mitrea, de la școala de karate, Maria Alexandru, Carmen Vârbănescu, Popa Andreea Diana. Iată, mulți, mă bucur, dragii mei, giurgiuveni, că te-ți aproape de noi la această emisiune în care invitat este domnul Alexandru Vladu, fost viceprimar al municipiului Giurgiu. Vă rog frumos, domnule Vice, să ne spuneți câteva cuvinte. Sunt convins că dumneavoastră, practic, eu fiind la TV Giurgiu și văzându-vă la multe emisiuni fiind invitat acolo, vorbeați mai despre administrație, cum era și normal. Însă vă rog frumos acum să ne vorbiți puțin de căsnicia dumneavoastră. Da. Am căsătorit în 1981, când am terminat cel de-al doilea an de facultate. A fost un eveniment important în viața mea și mi-aduc cu plăcere aminte de acele vremuri. Vă spuneam de condițiile de viață. Când ne-am căsătorit, eu eram student și soția mea lucrea. Când eu am terminat facultatea, eu am lucrat și soția mea a început în facultate. Așa ne-am lăsat unul pe altul și am doar făcut facultatea în viață. Am doi copii, un băiat și... Copii reușiți. Urmăresc pagina dumneavoastră de socializare. Mulțumesc. Și văd... Mulțumesc mult. Da. Băiatul meu a preluat afacerile familiei, el se ocupă și chiar îi mulțumesc pe această cale, pentru că cine este mai apropiat de mine știe că eu mă întâlnesc foarte rar cu el, adică nu mă implic aproape deloc în conducerea firmei. El conduce și conduce destul de bine, zic eu. Acum l-am pregătit bine pentru viitor. Da, am învățat și da. Fata mea are 30 de ani, a făcut pentru două facultăți. Ultima este facultatea de psihologie, își dă doctoratul acum în psihologie la Chișinău. Nu este căsătorită, băiatul este căsătorit, am un nepot de la el cu care mă mândresc. Este deja clasa 0. Da. Eu știu așa, acum e bijuteria familiei noastre. Clar, mezinul familiei. Da. Vă întreb, domnule Vice,
vă considerați un favorizat al sorții? După care vă răspund și eu la întrebarea pe care v-am adresat-o. Da, asta trebuie să recunosc că sunt un favorizat al sorții, deși v-am spus că vin într-o familie săracă, dintr-o familie de la țară, întotdeauna deasupra capului am simțit mâna lui Dumnezeu, am simțit că mă îndrumă pe calea cea bună, am urmat calea asta și mulțumesc foarte mult. Ne închinăm de fiecare dată și sunt unul poate care acum nu-i mai cer multe Domnului. Mă gândesc că mi-a dat ce trebuia să-mi dea, mă gândesc că mi-a creat un drum bun în viață, mă gândesc că mi-a dat o familie bună, mă gândesc că mi-a dat copii buni, așa că, din punctul ăsta de vedere, sunt realizat și am simțit că sunt favorizat în viață din partea divinității. Da. Acum vin și eu cu reversul medaliei și vin completarea spuselor dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu ne-a dat cel mai important, cel mai frumos dar pe care putea să ne-l dea nouă, viața. Corect. Însă, din punctul meu de vedere, repet, cunoscătorii religii, ființii preoți, părinți, poate mă contrazic. Eu văd așa lucrurile. În momentul în care Dumnezeu ne-a dat viața, ne-a lăsat și liber arbitri ai faptelor și ai existenței noastre. Și ce vreau să scot în evidență? Faptul că tot ceea ce ați realizat dumneavoastră în această viață este datorat felul dumneavoastră de a fi, felul în care ați perceput viața, da? Și eu consider că totul vi se datorează. Pentru că și faptele bune și aplicarea către lucrurile bune au fost în concordanță cu ajutorul dat de Dumnezeu, exact cum a spus dumneavoastră. Este de înțeles ceea ce ziceți, Dumnezeu ne creează un drum pe care trebuie să mergem. Și noi vorbim de soartă aici. Soarta înseamnă nu neapărat ce ne-a dat Dumnezeu, înseamnă ceea ce ne mai creăm și noi, pe lângă ce ne dă Dumnezeu. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și am mulțumit tot timpul. Sunt unul din titorii de biserici din Giurgiu, Biserica de Lemn de la spital. Am construit biserici, am ajutat bisericile. Drept mulțumire pentru ceea ce primim în viață, trebuie să și dăm atât pentru biserică și am considerat-o pentru biserică, dar și pentru oameni. Da. Și pentru oameni trebuie să facem tot ce trebuie. Eu am observat ceva la dumneavoastră, chiar și în timpul mandatului. Eu aflam, fiind în presă, aflam tot timpul. A făcut multe donații, multe lucruri bune, multă aplicare asupra oamenilor, însă nu ați ieșit în față și o să spuneți ce ați făcut. Asta dă dovadă de bună creștere de caracter și de multe alte... V-am mai spus și la început, sunt omul faptelor, mai puțin omul vorbelor. Sunt multe lucruri care le-am făcut, adunate. Eu cred că, fără să mă laud și să nu vorbesc prea mult, la vremea respectivă am peste 70 de acțiuni făcute numai pentru copii, pentru oamenii de cultură, pentru sport. Exact ce spuneam. Eu le știu, dar puțin le știu. Da, sunt lucruri făcute de mine și lucruri care m-au bucurat. Trebuie să spun că m-au bucurat la prima respectiv, da? Și m-au bucurat și acum. De fiecare dată când mă gândesc la ele, am așa o plăcere interioară și o satisfacție interioară că am făcut lucruri bune. Da. Vă rog frumos să ne spuneți... După familie, care nu intră această discuție pe care o să o deschid acum cu dumneavoastră, care a fost cel mai fericit moment al vieții dumneavoastră? Deci familia nu intră în calcul, e numărul 1. După Dumnezeu, familia este cea mai sfântă, clar. Care a fost cel mai fericit moment al vieții dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, cred că cel mai fericit moment al vieții mele a fost în momentul în care am dat la facultate. Chiar am simțit atunci și mâna Dumnezeu asupra mea, am simțit că plutesc, am simțit că ceva se întâmplă cu mine, a fost o perioadă extraordinară și lucrul acesta cred că a fost un punct de inflexiune în viața mea, de cotitură, care chiar mi-a marcat viața. Da, într-adevăr, a fost un moment de cotitură al vieții dumneavoastră, care într-adevăr v-a marcat viața în sensul bun al cuvântului. Însă, bucuria pe care dumneavoastră ați avut-o, cred că nu a fost 100%, pentru că vă așteptați. Pentru faptul că v-ați pregătit pentru admiterea la facultate, vă cunoșteați posibilitățile.
Dar totuși... Este adevărat, dar încă o dată vorbim de anul 1978, vorbim de mediul din care veneam, vorbim de numărul de cursuri care erau scoase la concurs, de concursul care se dădea la facultate și nu de faptul că trebuia să plătești ca să faci o facultate. Da, am înțeles. Și automat vine și întrebarea, dacă doriți să răspundeți, trebuie să, fiecare dintre noi avem cotituri, momente de cotitură în viață. Ce mai nefericit moment puteți să ne spuneți care l-ați avut? Moment nefericit, m-ați luat așa prin surprindere un pic. Nu, în general sunt omul care, v-am zis, merg înainte, mă uit puțin înapoi, mă uit cu bucurie la ceea ce am realizat și caut să uit ceea ce n-am realizat și momentele neplăcute. Probabil că sunt, dar nu cred... Nesemnificative și nici nu mi-ar face plăcere să mă raportez la ele și să mă gândesc la ele. Deci luăm numai lucrurile bune care le-am făcut, cele fericite și mergem înainte pentru că asta e țelul. Da. La întrebarea asta, vă rog frumos să-mi răspundeți. În relația noastră, știm toți că există invidie în lume. Invidia este cel mai vechi păcat de la Abel și Cain. Știm bine ce s-a întâmplat. Inevitabil trebuie să comunicăm, trebuie să intrăm în spațiul public, trebuie să relaționăm cu cei de lângă noi, indiferent, nu avem cum altfel. Vă rog frumos, ne spuneți, în relația cu oamenii, ce vă bucură cel mai mult la un om și ce vă bucură mai puțin, ca să folosim termeni mai maleabili, la un om. Da. Trebuie să recunosc că am avut legături cu oameni de toate, să zicem, și de nivel de pregătire, și nivel social, și nivel, eu știu, de realizare. Din toate categoriile sociale. Din toate categoriile sociale. Și oameni săraci și oameni bogați. Mă raportez și poate că și ăsta este un lucru mediu din care mă trag. Mă raportez foarte mult la oamenii simpli, la oameni care se bucură de orice clipă, de orice eveniment, de orice realizare. Poate că partea asta către oameni, oamenii mai simplu, mi-e mai accesibilă. Nu știu de ce, dar așa simt eu. Oamenii care deja, eu știu, s-au realizat într-un fel sau altul și nu mai sunt oameni, nu relaționăm, nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu suntem prieteni, nu, deși poate ne întâlnim la evenimente, petrecem câteva ore acolo la eveniment, după care nu mai avem niciun fel de relație sau ne vedem pe stradă și ne salutăm atât. Am foarte mulți prieteni care sunt veniți dintre giurgiuveni, vă spun un lucru care e foarte interesant. Eu am prieteni din facultate cu care poate de două ori pe lună ne sunăm la un telefon și discutăm, mai vorbim de una de alta, ne mai întâlnim. Am rămas un om deschis, zic eu, pentru orice. E adevărat, dacă omul este om și scris cu litere mari, om, ca să ne înțelegem, putem să fim și prieteni, putem să avem relații de orice natură. Da, foarte bine ați punctat faptul că apreciați oamenii simpli, care prin simplitatea lor dă dovadă de bun simț, de respect, însă... Și bucuria lor. Exact. Și bucuria lor. Exact. Ați văzut un copil care dă un gol să bucură. Așa sunt și oamenii. Da. Și dezavoați oamenii care știți bine că au plecat de jos, au ajuns sus prin diferite metode, însă în acel moment și-au pierdut omenia și au pierdut aplicarea asupra oamenilor. Sunt câțiva și la noi în Giurgiu care spre dezamăgirea noastră nu ne fac cinste, deși se află în funcții importante în oraș. Ce vreau să vă întreb, domnule vice Alexandru Vladu, sunt convins că dumneavoastră ați avut un model ca fiecare dintre noi în această viață, după care v-ați ghidat pașii. Eu pot să mărturisesc giurgiuvenilor noștri și prietenilor noștri, modelul meu în această viață, după care de la vârsta de 14 ani am urmat tot ceea ce făcea el, cu toate că accesul la acea vreme era mai puțin
vizibil este Mircea Lucescu. Pentru mine acest om reprezintă etalonul unei reușite în viață. Tot așa a plecat și el de jos, mulți copii în familie, însă a plecat la fel și el ca dumneavoastră, muncea în particular pentru a se întreține, era o familie foarte numeroasă, posibilitățile familiei erau reduse și iată, a înțeles ceea ce înseamnă viața, a înțeles cum s-a ajuns sus și iată cine este Mircea Lucescu la ora actuală în România. Un om care tot așa are o prezență discretă în spațiul public, însă cred că și un copil de 15 ani, un tânăr de 15 ani, dacă îl întrebăm, tot a auzit de el și știe câte ceva despre Mircea Lucescu. Vă rog frumos să ne spuneți care a fost, după ce v-ați ghidat dumneavoastră în această viață, care a fost modelul dumneavoastră? Aș putea să spun că am avut două modele și recunosc că m-am apropiat foarte mult de ei la vremea respectivă. Sunt profesorul meu din liceu, profesorul meu de matematică, Dumnezeu să-l ierte, și profesorul meu de limba română, care mi-a fost și diriginte și care a avut atât de mult încredere în mine, la vremea respectivă m-a propus a fi șeful clasei și mi-a creat un imbold, pentru că în momentul în care m-a pus șeful clasei... Au crescut pretențiile chiar și în față de dumneavoastră. Pretențiile erau destul de mari, da. Nu puteai să vii la o oră să fii pregătit, indiferent de materie, pentru că erai șeful clasei. Da. Cine știe lucrurile astea și le-am apreciat tot timpul, asta am considerat eu că sunt oamenii foarte, foarte importanți din viața mea. Și care și-au pus amprenta asupra viitorului dumneavoastră. Amprenta asupra viitorului meu. Profesorul meu de limba română, mi-aduc aminte că venea la ore, era un om destul de... Îmi cer scuze, iată și domnul consilier local Mihai Matei ne privește, vă salutăm cu respect și vă transmit la mulți ani, v-am trimis și pe rețeaua de socializare, îmi cer scuze că aseară am vrut, dar a fost prea încinsă emisiunea și nu am avut timp, domnule Matei. Încă o dată, la mulți ani. Vă salutăm, domnul Matei, da. Ne bucur că ne urmăriți. Da. Deci vorbeam de profesorul, da, și dintele meu de română, care era un foarte bine pregătit, venea din Moldova, scria poezii la vremea respectivă, a publicat la urmă cărți, că am urmărit activitatea și v-am spus că este omul care, cum se spune la fotbal, m-a descoperit în viață, da. Omul care mi-a dat încredere și m-a canalizat pe drumul cel bun. Dar profesorul de matematică, deși era exigent, i-am datorat poate și tot ce am făcut eu în viață, pentru că la facultate am luat mai mult din probele de matematică decât din adunare. A contat foarte mult ceea ce am făcut. Exigența dumnealui. Exact, da. Și da. Mi-aduc aminte cu plăcere că la teze, când aducea notele, de multe ori aveam plus 10 pentru că nu putea să dea mai mult. Lucru care m-a ambiționat la vremea respectivă foarte mult. Da. Totuși mă întreb, pe cine ați moștenit dumneavoastră din familia dumneavoastră atât de deset, atât de ambițios? Cineva trebuie să moștenesc pe cineva. Pentru că am stat și m-am ascultat cu atenție, vă mărturisesc sincer, v-am urmărit foarte mult activitatea, vrând nevrând, ți-a zice primar și acum în viața politică trebuia să urmăresc foarte mult activitatea oamenilor noștri politici. Însă aceste caracteristici, aceste fapte ale dumneavoastră, nu le-am cunoscut nici eu, nici jubilării noștri. Este foarte important. Da. Sunteți poate primul care mă întrebați. Mă descurc. Da, mă întrebați și de lucrurile astea de copilărie, da. De lucrurile astea care au ținut de viața noastră, da, particulară, pentru că în general la emisiuni vorbeam de primărie, exact, de exact, partea de administrație în general, da. Da. Și mai puțin de viața particulară. Da. Nu știu, poate pe tatăl meu, pentru că el a plecat mai rău decât mine în viață și care toată viața lui a muncit să realizeze ceva. Eram singurul copil, era foarte mulțumit de mine pentru că atunci... Ați fost singur la părinți dumneavoastră, nu? Singur la părinți, da. Atunci când mergea la ședințele cu părinții, venea fericit de acolo pentru că afla numai lucruri bune și își spunea, uite, pe aia i-a certat, i-a spus la părinți ceva și asta, pe tine te-a răbdat tot timpul. Tatălui meu îi datorez totuși și vă spun acum iar ca o întâmplare din viața mea, în momentul în care eu am vrut să dau la facultate, știind condițiile
de acasă, știind care sunt condițiile economice de acasă. Da. I-am spus într-o seară tatălui meu că vreau să dau la facultate și atunci el mi-a promis și a spus, dacă tu dai și ei la facultate, uite, eu îți promit că voi încerca să te țin cu banii facultate și să pot să termin. Asta a fost extraordinar. Da, da, sprijinul și material, în afară de cel moral. Da. Da, din partea dumnealui. Da. Acum, domnule vice Alexandru Gradu, trecem fără să vrem la întrebarea ce ar reprezenta pentru noastră și ce reprezintă politica. Este o etapă a vieții dumneavoastră, iată că sunteți bine ancorați în viața politică. După cum ați spus, sunteți consilier local în cadrul municipalității Giurgiu și vicepreședintele ALDE. Mă rog frumos! Deci eu, paradoxal, vreau să vă spun că politica am făcut din anul 2012. Până atunci chiar n-am făcut politică și poate nici nu-i acordam importanță prea multă la politică. Așa, din ce am trăit eu în viața asta, înainte de Revoluție am lucrat la abator, am fost mecanic șef și inginer șef la abator. După Revoluție am fost director executiv la ISCIP Giurgiu și apoi am intrat și am fost director la mine la firmă. Da. Am deschis firme, mai mulți prieteni, am fost 4 asociați și 20 de ani am lucrat în privat, fără să am niciun fel de legătură cu politica. Întâmplarea a fost că în 2012 s-a înființat PPDD-ul. La vremea respectivă am simțit ceva, o chemare, da, pentru politică, deși nu făcusem 20 de ani. Am intrat în PPDD, am fost președintele organizației PPDD pe municipiul Giurgiu, am scos 10 consilieri. Da, la vremea aia a fost surpriză mare pentru toată România. Foarte mare, deci da. Noi am fost 21 de consilieri, da. Eu am scos 10, exact USL-ul, adică PNL-ul și PSD-ul la da, un loc. Da, da. Eu, noi, pe PDD-ul, organizația noastră, am avut chiar o listă foarte bună de consilieri. Din cine a fost atunci? Păi Liviu Cartojan, prietenul nostru, Marius Stanciu, Sorin Cepraga, nu vreau, Viorel Bălăneanu, ar trebui acum să vi spun pe toți. Da, să nu se supere niciunul. Da, da. Oameni foarte buni cu care am lucrat și vreau să vă spun că de fiecare dată când aveam ședințe locale, tot ce era pe ordinea de zi era trecut de noi, fiecare proiect punct cu punct acolo, cu discuții pro și contra, și votam de fiecare dată în organizație cum votăm în consiliul local și care sunt soluțiile cele mai bune pentru Giurgiu. Da. Politic, v-am zis, am început cu PPDD-ul, am ajuns viceprimar al municipiului Giurgiu. Nu cred că am dezamăgit ca viceprimar, din contră, ca sunt foarte vizibil. Cam toată viața, programul meu, deși era viceprimar, era minim 12 ore pe zi. Da. Minim 12 ore pe zi în primărie și activitățile primăriei. Am fost prezent acolo unde m-au invitat, am fost prezent la toate acțiunile. A fost prima dată când am cunoscut și eu acțiunile acestea culturale și am participat la ele, acțiuni sportive și am participat la ele. Asta m-a și făcut să organizez eu astfel de acțiuni. Prin ordonanța 55, când se desfința PPDD-ul, a trebuit să ne alegem un control o luăm. Da. Eu am ales la vremea respectivă PSD-ul până aproape de terminarea mandatului și știți că în 2016 am candidat din partea... Da, pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu. De funcția de primar. Da. Am fost 10 candidați. Da. Un lucru care dezavantajează în general Giurgiu și acum și întotdeauna este... Și a fost și un singur tur a fost. Un singur tur, faptul că pe partea stângă exista și a existat un singur partid, da, da. Iar pe partea dreaptă ne îngrămădeam și
toate partidele să ne punem. Și cu toate astea ați avut câteva mii bune de voturi. Da, am avut aproape 4.000 de voturi la prima mea participare. Le mulțumesc și le-am mulțumit celor care m-au votat. A fost o experiență bună în viața mea și activitatea de primărie. Nu știu ce să zic. Am cunoscut oameni din Giurgiu, am cunoscut Giurgiu Verde, lucru care pentru mine a însemnat foarte mult. Mi-a lăsat peceta pe modul de lucru în primărie. Primesc și acum de la oameni din primărie de dimineața câte un mesaj și mă întreabă dacă am făcut operativa de dimineață, pentru că mine cu asta se încerca, dar cu operativa de dimineață. Da. Am avut biroul întotdeauna, nu era gol niciodată, veneau oameni să-și rezolve problemele, mă implicam în rezolvarea problemelor lor, poate că așa am simțit că este nevoie. Da, așa e normal. Nevoie. Și aici am câștigat foarte mult și admirația oamenilor și respectul lor și vorbesc acum nu neapărat de oamenii care erau alături de mine și vorbesc și de ceilalți acolo oameni timpul, care erau de la alte partide, care erau în competiție cu noi. N-am ținut cu niciodată de politică și asta, dacă am putut să rezolv ceva, am rezolvat cu mare drag. Da, eu pot să întâlnesc ceea ce spuneți dumneavoastră de față cu giurgiuveni. Eu sunt un tip foarte pretențios, după cum bine știți, dragii mei giurgiuveni. Sunt foarte acid la emisiunile pe care le fac Giurgiu înainte, nu țin cont, chiar și din PNL, chiar și din PSD, nu țin cont. În schimb, vă dați seama, dacă a fost domnul vice Vladu invitat la oameni de colecție, am tot respectul și toată admirația și dacă eu am spus asta, să fiți convins că așa este. La această emisiune oameni de colecție este o emisiune rară, nu oricine poate veni. Și asta mă știți bine pe mine, că am alt fel de a fi, spun lucrurile în față. Lucru ce m-a dezavantajat mult de tot, însă ăștia suntem, trebuie să ne accepte cei care nu le cântăm în strună. Vă rog frumos, domnule vice, să ne spuneți câte ceva despre cum catalogați dumneavoastră experiența de primar. De viceprimar, scuze, la municipiul Giurgiu. Da, o experiență nouă pentru mine, având în vedere încă o dată că veneam din privat. Deci după 20 de ani de lucru în privat, am trebuit să ajung la primărie și să lucrăm și în administrație. Eu nu înțelegeam la început de ce spuneam, haide să închem contractul cu o firmă oarecare care câștiga o licitație sau asta și nu înțelegeam de ce nu îl închem și dureau câte o săptămână, pentru că în fiecare zi trebuia să treacă dosarul respectiv pe la fiecare compartiment în parte și un lucru în privat care nu l-am acceptat. Lucrul ăsta a semnat și am tras un semnal de alarmă că până închei un contract s-ar putea să nu mai faci afacerea. Am denumit atunci pe cineva din sectorul de investiții care se ocupă de contracte și care avea... Să simplifice, lua, pur și simplu lua contractele din ziua aceea, le lua în brațe, trecea pe la toți factorii de răspundere, le lăsa o oră, două, cât avea nevoie să semneze contractul, lua de acolo, ducea mai departe și simplificam lucrurile ca așa în două zile să avem toate semnăturile și să putem să lucrăm. Deci, practic, ați redus semnificativ timpul de așteptare al soluționării dosarelor. Nu numai asta. Aveam lucru care e important într-o primărie și îl vedeți, lucrurile sociale. Sunt oameni care au nevoie să ajut atunci. Păi dacă lăsăm noi să circule o hârtie până să-l ajuți pe omul ăla, s-ar putea că în momentul în care să poți să-i dai, să-i dai 1000 de lei sau să-i dai ceva ca să-i folosească, deja el nu mai este pe lumea asta, că n-a putut să-și ia niște medicamente, lucruri simple. Pentru un copil care, eu știu, avea nevoie de ochelari să stai de două săptămâni, o lună de zile să ia 6 milioane de lei, să poarte ochelarii de multe ori, văzând că lucrurile nu merg bine pe partea, le rezolvam de unul singur pe privat. Pe persoană fizică. Pe persoană fizică, da.
Sunt de pentru mine, am cunoscut orașul, ca să spun. Eu și atunci și acum, de, ca o paralelă, programul de lucrări era de minim 12 ore înainte, acum este cam la fel, minim 12 ore. Mă urcam în mașină, în mașina mea sau mașina, când era sâmbătă și duminică, în mașina mea și mergeam pe stradă, pe toate străzile, pur și simplu aveam un caiet la mine și notam, aici este o groapă, aici mai trebuie, nu știu ce, toaletat, ceva, copacul ăla a căzut, lucrurile care le vedeam, mi le notam. Oamenii din primărie pot să confirme că le-am zis la toți cei care aveau muncă de teren să vină cu ceea ce văd în oraș, să vină cu problemele care le văd, pentru că mai mulți oichi cuprinzi mai ușor orașul. Doi oichi nu poate să cuprinde tot orașul și atunci veneau dimineața când aveam operativa și veneau și spuneau, am văzut pe stradă nu știu ce. Luam toate problemele astea și le dădeam mai departe la firmele primăriei care se ocupa de rezolvarea lor. Am avut și lucruri frumoase și chiar foarte frumoase legate și de acțiunile primăriei, la care m-am implicat tot timpul. Am să vă adresez acum o întrebare, cred că e cea mai dificilă întrebare pe care o vă adresez în această emisiune și care nu este în ton cu oameni de colecție, dar dumneavoastră aveți expertiză și îmi răspundeți, sunt convins. Este o problemă foarte delicată, nu numai la nivel de municipalitate, ci la nivel național, problema ajutorului social. Cum îl vedeți dumneavoastră, domnule Vice, Alexandru, Vladu? Trebuie să vedem adevăratul ajutor social care îl dai la om. Pentru că este clar, sunt oameni care sunt buni de muncă și s-au învățat. Aici e problema. Și s-au învățat că pot trăi din ajutorul social. Nu-i normal. Nu-i normal. Omul care e bun de lucru trebuie să-l primiți la muncă. Trebuie să creezi ceva, să muncească. Acum, știți, s-a dus vestea asta, domnule, nu sunt locuri de muncă, nu sunt locuri de muncă. Dar uitați-vă și locurile alea de muncă care se scot. Nu se ocupă. Nu se ocupă. Și întrebarea e de ce? Pentru că locuri de muncă, nu vreau să supăr multă lume, dar trebuie să spunem și lucrurile astea. Clar! Faptul că te-ai dus și ai plătit să faci o facultate și asta nu înseamnă că ești și pregătit pentru societate. Du-te la un loc de muncă, ia-o de jos. Ia-o de jos și demonstrează că poți să faci ceva. Demonstrează că prin abilitățile tale te poți ridica mai sus. Eu spun că și în munca privată nu există patron la ora actuală să nu aprecieze un om care muncește. Absolut. Nu absolut. Există. Pentru că ce se întâmplă? Din munca lor trăiește el. Și în administrație ar trebui să fie la fel. Din munca lor să trăiască administrația. Lucrurile sunt mai complicate un pic la administrație, pentru că nu vreau să intru în multe amănunte, dar ați văzut că părerea mea cam bubuie birourile de oameni. Și nu e chiar în ordine, lucrurile care eu le-am ridicat și ca viceprimar, dar l-am ridicat și ca și consilier, acum în mandatul de consilier. Fiecare trebuie să aibă, să zicem, o fișă a postului și să știe clar. Și sarcinile de serviciu. Da. Mai trebuie să aducem oameni să gândească, domnule, a trecut ziua, ce am făcut eu în ziua asta, ce a rămas după ziua asta? Pentru că dacă am dormit toată ziua, mâine ce mâncăm? Ce mâncăm dacă noi astăzi dormim toată ziua? Așa este. Haideți să facem ceva, haideți să rămână ceva după noi, haideți să aducem plus valoare, pentru că până la urmă aici am ajuns cu societatea. Nu aduci plus valoare. Nu evoluăm. Nu evoluăm. Clar. Nu evoluăm și nici nu poți să trăiești fără să aduci o plus valoare. Mă uit acum că suntem Giurgiuveni, dar și la nivel de țară. Trece anul și ne împrumutăm. Ce lăsăm copiilor noștri? Datorii. Datorii? Da. Nu e în ordine. Da. Nu e în ordine. Da, vă mulțumesc mult pentru acest răspuns la întrebare. Este tot cu pizitor. Sunt convins că pe Giurgiuvenii noștri i-a mulțumit răspunsul dumneavoastră.
Aș dori să vă întreb, se apropie alegerile locale și parlamentare. Vă rog frumos să ne spuneți cum le vedeți dumneavoastră. Iată, doamna Lena Lucia Ghiscă ne salută, bună ziua, să rămâne doamnă. Mariana Ivănuș este aproape de noi, Mihalache Sebastian, Simona Gherghe, Ghincea, Andra Maria, mulțumim mult de tot, dragi noștri jurveni, sunteți în număr mare aproape de noi. Vă rog frumos, domnule vice Alexandru Vatu, să ne răspundeți la întrebare despre alegerile locale și parlamentare viitoare, care se apropie cu pași repezi. Da, ca om politic, vă dați seama că urmăresc în fiecare zi ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Lucrurile nu prea sunt clare la nivel național astăzi. Ați văzut, sunt atâtea variante încât nici nu mai știi cum se va intra în campanie. Vom intra în campanie pentru două alegeri locale și parlamentare la un loc. Vor fi parlamentarele înainte și localele după, vor fi parlamentarele la toamnă și localele la vremea lor. Încă nu-i nimic clar. Guvernul vrea să-și asume o răspundere. Vedeți că acum, săptămâna viitoare, se va depune o moțiune de cenzură. Nu știu ce interese sunt și pe moțiunea aceasta de cenzură, ce se dorește. Important este că toți jurjuvenii să fie foarte atenți. La ceea ce își doresc. Trebuie să facă o analiză pe om, pentru că alegerile locale, în primul rând, se referă la om și nu la partid, se referă la ce alegem, omul care ne conduce, și el trebuie să demonstreze cât de gospodar este, cât de gospodar a fost, ce a făcut pentru el și pentru comunitate. Și atunci să alegem oameni care chiar pot să ne conducă, oameni care să facă ceva. Pentru că altfel, anii trec. 4 ani ați văzut o legislatură, a trecut și după ce trage linie, nu prea se vede nimic. Și de nemulțumiți, sau grupul de nemulțumiți crește de fiecare dată. Întrebare, mergem la vot? I-am întrebat pe mulți, ați fost la vot? Nu. Dar când e să fim nemulțumiți, de ce suntem nemulțumiți? Pentru că n-am votat. Pentru că nu ne-am pus amprenta pe ce trebuie să alegem. Aștia sunt conducătorii pe care îi votez, ăia ies în față, ca să fie foarte clar. Deci nu avem altă soluție decât să alegem oameni gospodari. Încă o dată vă spun, pentru alegerile locale nu-ți trebuie savanți. Oameni care trebuie să știe să rezolve niște probleme. Da. Pentru că savantul are o altă, oameni de știință, au un alt domeniu. Clar. Se manifestă în oamenii de cultură, se manifestă în cultură, oameni foarte buni. Dar el trebuie să fie, dacă este și om de cultură și este și foarte bun gospodar, atât mai bine. Dacă este și savant, dar este și foarte bun gospodar, cu atât mai bine. Să nu ne uităm la grade. În general, spune și sunt exemple că toți greșim și în vorbire. Nu se poate să nu. Nu există om să nu greșească când vorbește. Acum, gata, dacă a făcut o greșeală, îl taxăm, îi punem eticheta că a greșit. Nu are niciun fel de relevanță. Greșim absolut, cu toții. Absolut. E obenește. Absolut. Suntem oameni și greșim. Și când vorbim, și când gândim, poate mai greșim. Trebuie să și mai ascultăm mai mult. Trebuie să și vedem relațiile așa cum se leagă el în lumea asta, pentru că altfel nu poți rezolva niște probleme. Am spus-o, degeaba alegi, să zicem, un primar care, sau un exemplu, e de la un partid foarte mic care nu are nicio legătură cu municipalitatea, cu orașul, cu administrația. Cu administrația și dacă un om nu are legătură cu guvernul, cu ce se întâmplă mai sus, pentru că el trebuie să fie ajutat la rândul lui. Da, da. Știți că cum gândesc, nu neapărat juvenii, în mod general, păi dacă e un partid mic și iese primar, va avea o poziție puternică din partea consilierilor partidului mare. Aici este problema, este o mică problemă. Da, vorbim între noi acum să nu ne audă. Să nu ne audă juvenii, da? Cât, ce poți să faci ca și consilier, ce poți să aduci de la nivel național? Da.
Ca și consilier te uiți întotdeauna pe proiectele alea și votezi da sau nu. Da. Îți pui un punct de vedere și de multe ori poți să spui un punct de vedere care este al tău și la încă 2-3 persoane și să votează invers. Da, deci da, influența ta ca și consilier nu este atât de mare. Poate da, ca un grup de consilier da, să-și pună amprenta asupra proiectelor. Sigur, un grup mare de consilieri care să aibă aceeași orientare politică și asta își pot pune amprenta. Da. Din ce am înțeles la dumneavoastră la întrebarea pe care am adresat-o este faptul că îndemnați giurgiuvenii să iasă la vot. Să nu stea în casă și să iasă să voteze cu mintea, nu cu inima, pentru că un om aplicat asupra problemele lor, un gospodar adevărat, poate fi aproape de ei. Zice, vedem că vorbim toți, vorbim da? Pe stradă, vorbim da. Cu oamenii și astea. Și m-am săturat de politică, m-am săturat de voi, nu mai vreau să vă aud, nu mai vreau să vă văd, nu mai vreau să votez. Eu gândesc greșit asta. Nu, așa în general. Da. Și atunci, dacă te-ai săturat și nu vrei să te duci să alegi pe cine, exact. Pe cine trebuie exact. Sau pe cine vrei și să-i dai votul. Clar. Nu poate deveni schimbarea și... Nu, doamnă, vreau schimbare, dar nu votez. Exact. Da. Și altceva le transmit și eu giurgiuvenilor. Votați exact cum am spus, cu mintea, nu cu inima. Și cel mai important lucru, urmăriți-vă votul. Mergeți la omul politic, la gospodarul pe care l-ați votat, opriți-l, de ce este așa, de ce sunt atâtea greșeli în administrație. Asta trebuie să facem noi, dragii mei giurgiuveni. Vă întreb, domnule vice Alexandru Vladu, din punct de vedere politic, ce planuri de viitor aveți? Sunt vicepreședinte la ALDE Giurgiu, normal că avem un program al nostru, sunt parte componentă al programului. Suntem în discuții și în organizare pentru viitoarele alegeri. Nu avem încă definitivat oamenii cu care vom merge în alegere, lista oamenilor cu care vom merge în alegere, dar eu cred că vom... Deși timpul este scurt, s-a comprimat. Este scurt, noi ca și partid suntem un partid bun cu oamenii foarte buni. Mai avem 5 minute, da? Da, un minut, ok. Cu oameni foarte buni, oameni care au venit alături de noi. Vrem să facem lucruri bune pentru giurgiuveni, așa că fiți cu ochii pe noi, urmăriți-ne, pentru că suntem aproape de giurgiuveni, suntem aproape de Giurgiu în general și vă așteptăm cât mai mult lângă noi. Eu am văzut la ALDE filiala Giurgiu, echipă foarte sudată, nu mai avem timp acum ca să mai discutăm, cu băiatul noastră a trecut timpul extraordinar de repede, practic m-a surprins când Ianis mi-a arătat un minut, foarte repede a trecut. Sunt convins că veți mai fi prezent în cadrul televiziunii TV Super Românesc, emisiunea Giurgiu înainte, următoarea invitație. Următoarea emisiune poate vorbim numai de partea asta de politică, de administrație și politică, pentru că astăzi chiar ne-am lăsat mai mult pentru pe... E normal, emisiunea a fost de acea manieră. Pe om, pe copilărie, pe adolescență. Ce a făcut în viață și lucrurile astea. Da. Domnule vice Alexandru Radu, noi vă mulțumim mult de tot pentru că ați onorat invitația noastră și vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Cu mult drag, mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați giurgiuveni și stimați prieteni, pentru faptul că ați fost aproape de noi și ne-ați urmărit. Până la următoarea emisiune, care va avea loc marți la ora 20, unde invitatul meu va fi domnul profesor de filozofie, Gheorghe Velicu, unde va fi o emisiune acidă și vă rog mult de toți să urmăriți, pentru că nici nu știți ce pierdeți. La revedere, Giurgiu!